Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și mergem chiar în acest moment la Neptun, acolo unde liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe socialdemocrații într-o ședință a Comitetului Executiv Național. Iată, premierul Mihai Tudose și liderul PSD fac declarații în cadrul unei conferințe de presă. Să-i ascultăm și. Legat de splitarea TVA, am vorbit cu cei de la ALDE, ei au făcut o serie de simulări, special în Muchițoiu, pe efectele pe care o astfel de măsură le-ar putea avea în special pentru firmele mici și mijlocii. Ei susțin că impactul s-ar putea dovedi catastrofal, 89% din firmele mici ar putea dispărea, asta deoarece ele se confruntă oricum cu o criză de lichidități. Faptul că sunt obligate prin această măsură să-și mențină bani în acel cont, le creează probleme cu cash flow-ul. Dacă cumva ați discutat în interiorul coaliției, dacă v-a pus aceste date la dispoziție, dacă aveți și dumneavoastră niște simulări de acest gen și care sunt concluziile dacă aveți aceste simulări? Până să răspundă, dacă m-ați întrebat pe mine, eu vă răspund. Am discutat chiar astăzi cu colegii de la ALDE, când am fost în interior și am convenit ca domnul Călin Popescu-Tăricianu, împreună cu domnul Daniel Chițoiu, domnul Varujan Vosganian și alți colegi de la ALDE, care se pricep la domeniul ăsta, să avem o întâlnire cu PSD-ul și cu guvernul și cu premierul și cu câțiva miniștri și pe acest subiect și pe alte prevederi care sunt acum în discuție și în evaluare. Iar în ceea ce privește impozitul pe dividende, dacă se menține sau dacă se elimină, în această perioadă, premierul și ministrul de finanțe, împreună cu ceilalți miniștri, lucrează la construcția bugetului de stat pe anul viitor. Și toate aceste elemente sunt luate în calcul. Când vor avea analiza finalizată, vom avea o discuție într-o altă ședință a coaliției majoritare, și pe argumente și pe simulări se va lua decizia finală. Dacă îmi permiteți, pornind de la această dumneavoastră și de la această analiză care se va face pe viitor, este posibil ca în funcție de rezultatul acestei analize să reveniți la această măsură de dinspitare a TVA-ului? Să spunem, să găsiți niște metode de aplicare? Eu cu tot respectul de care sunt în stare, vreau să vă rog ceva și am discutat despre, de mai multe ori cu dumneavoastră și în diverse ocazii despre split TVA. V-a spus și premierul de foarte multe ori. Rugămintea mea este să aveți răbdare cu noi și să nu ne întrebați de fiecare dată, pentru că vom da același răspuns. Și nici să nu ne forțați să nu să acceptăm, să plecăm de la o ipoteză și să facem o întreagă construcție. Când vom face această analiză, care și vorbim de un timp foarte scurt, un termen foarte scurt, vom prezenta orice măsură care va fi adoptată de către guvern sau de către parlament sau și guvern și parlament, are ca dorință de finalitate mai binele pentru român, atât persoane fizice cât și persoane juridice. Atunci, de ce guvernul s-a grăbit să ia totuși, să dea ordonanța aceasta privind TVA-ul? Noi nu avem îndoiel, dar suntem. Deci ordonanța, haideți că exact spuneam, președinte, răspundem de 10 ori la aceeași întrebare cu răbdare. Mai răspuns până o dată. Suntem țara cu cel mai mic grad de colectare pe TVA, de 75%. Deci 25% din banii pe care românii i-au plătit pentru stat, TVA-ul fiind banii pe care și ia statul din circulația mărfurilor, nu vin la stat. Cifrele sunt foarte mari, de ordinul miliardelor. Este o metodă ca acei bani, de care spunea colegul dumneavoastră, că nu sunt banii, luăm banii firmelor, aia sunt banii statului care nu mai vin de la firme. Mai mult, partea de cash flow, că se jucau cu banii, eu luau banii statului, e în regulă. Și la returnarea de TVA, lor li se părea normal să funcționeze o lună cu banii statului, dar acuzau faptul că dura foarte mult returnarea de TVA din partea statului. Și returnarea de TVA din partea statului se face în 3 zile. În 5 zile maxim. Aia nu se vede. Dar faptul că decapitalizăm nu știu ce firme, fiindcă pur și simplu luăm banii statului, haideți. Uitați-vă pe activele bancare. A apărut această informație.
informație. Există un scenariu, un lucru... Nu știu, unde a apărut? Încă, a apărut în capul unui semnător liberal. Comentăm ce visează el noaptea. Omul acela a mai fost toată scos din activitatea bancară, tocmai pentru manipularea bursei. Știți, probabil. I-a mai fost retras odată avizul de către Banca Națională. Păi, comentăm ce spune el. Dacă făcea lucrul ăsta în Anglia, cred că nu mai povestea a doua zi. Nimic. Cum să comentăm niște câmpeni? Dacă permiteți, în contextul actualului dosar privind aceste... de la CNAS, acele decontări fictive care se făceau acolo. Ce le puteți transmite în acest moment? Pentru că există această impresie, mai vreo opinie publice, că această corupție din sistem afectează oamenii de bună credință care se bazează pe un sistem medical care are nevoie să ajute cetățean. Ce le puteți spune în acest moment, în condițiile în care, iată, apar aceste informații publice despre modul în care se făceau acolo aceste decontări? Sunt sincer, nu știu, eu nu știu ce e în dosar, dar în niciun caz nu poate cineva să fie de acord cu sifonarea unor bani de niciunde. Nu numai din sistemul sănătate publică, că e la fel de grav și de la infrastructură, și de la educație, de peste tot. A dorit cumva cu ministrul de resort în acest sens pentru a face o analiză mai profundă în sistemul medical? Deci nu e vorba de analiză mai profundă, fiindcă nu face ministerul analiză mai profundă, înțeleg că o fac alte instituții o analiză mai profundă despre ce se întâmplă în anumite zone. Și dacă permiteți să... Da, vă rog. Nimic, așteptam. Dacă permiteți o întrebare în legătură cu Victor Ponta, anunță mâine că se scrie în alt partid, aveți cumva, nu știu, poate, din ce a discutat cu colegii astăzi, există cumva o impresie că ar putea să rupă din PSD, din parlamentarii partidului, să treacă către noua formațiune politică? Se pare că nu. De ce am înțeles eu, acum nu știu. Cât o să ne regăsim mâine acolo la lansare? Ați avut o relație foarte apropiată cu Victor Ponta și cum vedeți toată această răzvătire împotriva partidului, pentru că așa am uitat decizia de a se înscrie în România? Nu vreau să comentez acum, sincer. Chiar nu. Dar asta nu înseamnă că nu o să comentez. Nici nu vreau să-i tulbur lansarea noului proiect politic. Legat de legea standardizării, pentru că a explicat în urmă cu câteva zile dialogul cu Vasilescu, faptul că majorările de 25% din educație ar fi, de fapt, de 4%, odată cu transferul contribuțiilor. Ce le transmiteți celor care lucrează în acest domeniu? Până la urmă, ei cât primesc în plus în mână? 4% sau 25%? Aștept să le explice doamna ministru Vasilescu. Doamna ministru Liviu Guța Vasilescu a explicat săptămâna aceasta liderilor de sindicat. Le-a explicat atât de bine încât domnile lor au înțeles cum se face această creștere în două etape, cât va primi, cât va crește netul în prima etapă, cu cât va crește netul în etapa a doua. Etapa a doua fiind machie. Au înțeles toți liderii, nu știu cine l-a înțeles. Bun, altfel. PSD, cât a promis în campanie majorare pentru educație? 25% sau 4%? Nu, am o, sincer, fără supărare, foarte reținut. Aș citi legea salarizării? Atunci de ce mai discutăm pe margine? Dacă și eu și dumneavoastră o știm, de ce punem întrebări să ne audă lumea? Credeți că alegătorii au citit legea salarizării? Poftim? Credeți că alegătorii, cei care nu, eu nu vorbesc de alegători, eu vorbesc de cei către care se adresează această lege. Absolut au citit, toți au citit-o și au înțeles-o. Dar dacă noi luăm un articol din lege, care este alb, și discutăm o lună despre el că s-ar putea să fie negru, poate și oamenii o să spună, dom'le, el pare alb, dar poate să fie negrit între timp. Mai chemați-o pe doamna Lia Olguța Vasilescu să vă explice și dacă după nenumărate întâlniri nu o să reușească, atunci mă întreba și pe mine. Bun, vreau să vă mai spun că am decis și în grupul senatorial, și în grupul deputaților, și în Comitetul Executiv Național, o decizie politică fermă de a duce până la capăt proiectul de modificare a Constituției în ceea ce privește definirea familiei și anume
organizarea referendumului în această toamnă. Lista de investiții despre care spuneați că domnul Gănie Purma nu s-a prezentat, veți începe dialogul sau vreți un dialog cu aceleași partide politice pe această investiție? A fost o invitație la dialog? Eu am discutat mai, am spus de mai de vreo 2 ani de zile, spun că am tot spus, a spus și primul ministru și diversele poziții pe care le-a avut și domnul Fifor, președintele Consiliului Național, și cam toți membrii am spus, cu câteva excepții, că vrem să avem un dialog politic normal în România și cu președintele Iohannis și cu celelalte partide, pe un pachet de obiective de importanță națională. Vrem în continuare să-l avem. Noi o să lucrăm la el. Dacă o să fie și dumneavoastră de acord, dacă vor să-l completeze, e foarte bine. Dar de adoptat îl vom adopta pentru că este vital pentru România. E vorba poate și de simplificarea unor proceduri, pentru că poate reușim în această țară să nu mai venim cu o idee, o dorință a unei întregi națiuni să facem un obiectiv mare și toată națiunea se uită stupefiată, un an, 2, 3, 4, 5 ani, cum din cauza câtova firme care se ceartă prin instanță, România rămâne stagnată în dezvoltare. Și atunci trebuie să facem această listă de obiective strategice de importanță națională pe care să le prezentăm și pentru care să începem să finanțăm prin diverse moduri, prin partener public-privat, prin bandă la bugetul de stat, prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Este o foame de dezvoltare în România și, culmea, avem și un potențial foarte mare, pe care chiar vrem să-l folosim, cu toate supărările pe care le vom genera, în mod sigur. Domnul premier, cum vedeți dialogul cu liderul liberalilor? Nu știu dacă i-ați urmărit ultimele declarații, dar v-a dat și o corectă, excelență. Ce a spus? O corectă, domnule. Serios? Da. Cine vă referiți, că nu știu cine e liderul liberalilor. Am înțeles. Da, vorbeam de dialogul politic. Auziți, de dialog politic. Atunci când domnia s-a înțeles că a declarat, nu știu, domnia s-a participat, a declarat că una dintre strategia lor politică, dorința lor de a trăi, plăcerea lor în viață, spuneți cum doriți, este să respingă a priori orice vine de la guvern. Pentru că asta, asta vi se pare pe politică corectă. E indiferent ce face guvernul. Vrea mâine să facă ceva foarte bun. El respinge fiindcă vine de la guvern. Nu mai contează ce vine. A spus chestia asta? Sau am fost informat greșit? Se pregătește și o moțiune de cenzură. Este un instrument democratic. Dar PSD-ul e obișnuit cu moțiunea de cenzură. Noi și când nu le fac, ei ne organizăm singuri. Domnilor și domnilor, cu aceste declarații punem punct jurnalului. Nu uitați la fix, Alina Bădic vă așteaptă la emisiunea 360 de grade. Noi ne revedem la jurnalul orei 23.